Bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului și ai emisiunii Ora de Fotbal, vă spune Ovidiu Boier, împreună cu niște invitați foarte special, doamnelor și domnilor, în această seară și un vechi prieten al meu. Bună seara, domnule Iordache, Nicolae Iordache, antrenorul de fotbal de la Centrul de Copii și Juniori, de la FC Voluntari. Bună seara! Bună seara! Și micuții fotbaliști, Udrea Valentin Andrei și Bedreag Andrei. Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Bună seara! Am înțeles că veniți, domnule Iordache, direct de la meci, da, de la FC Voluntari, cu? Cu Victorie, cu Timișoara. Cu jucat cu Timișoara? Da. 5-0. Da? Cel mai mare. Nu sunteți obosiți pentru emisiune, tot e ok? Nu. Îi dăm drumul? Suntem fericiți. Veselie mare, a bătut Voluntari? Da. Ne pregătim de baraj. A, da? Da. Da, trebuie să menționăm, FC Voluntari a câștigat meciul, dar și-a câștigat dreptul să susțină două meciuri de baraj. De baraj, da. Da, cu câștigătoarea, câștigătoarea barajului din Liga, dintre cele două serii a Ligii a doua. A, așa, da. Și probabil va rămâne în Liga a întâi, că sunt destul de puternici. Sigur. Da? Sigur. A, așa. Bine, dacă dumneavoastră vă doriți, nu pot să vă supăr în această seară, sunteți invitații mei. Noi suntem vechi prieteni, domnul Iordache. Da. Mi-aduc aminte că veneam la dumneavoastră și urmăream cu plăcere copiii pe care îi antrenați. Ce vreau să vă întreb pentru început, aș dori să prezentați dumneavoastră pe acești doi mici fotbaliști, care am înțeles că sunt excepționali. Vă las pe dumneavoastră să faceți prezentările. Bedreag Andrei, postul de fundaș stânga. Care e lângă mine aici, da? Care e lângă dumneavoastră. O să-i spunem Andrei. Andrei. Da. Udrea Valentin Andrei, da, dar care o să-i spunem Codiț. Toată lumea îl cunoaște de Codiț. A, deci îi cheamă Paul Andrei, dar o să-i spunem Codiță. Ca să-i deosebit. Și Andrei. Da. El joacă pe postul de mijlocaș central. Noi jucăm la mini-fotbal 7+1. Și atunci jucăm în sistem 3-3-1. Deci este, haideți să înțeleg, eu n-am mai jucat de mult, da, mine fotbal. 7 jucători de câmp și 7 jucători portar de câmp plus portarul, da, da. Trecem de la o etapă la alta. Anul trecut am jucat 5+1. Aha. Anul ăsta jucăm 7+1. La anul urcăm 8+1. Alte dimensiuni, alte terenuri. Alte dimensiuni, da, ale terenului, da. Uh-huh. Anul trecut s-a jucat pe dimensiunile de 40x20. Anul ăsta jucăm pe dimensiunile de 50x60 pe 35-40 de metri lățime. Și ca durata meciul cât durează? Două reprize la 25 de minute. Ah. Oh, nu cred că e ok. Nu, pentru ei e foarte bine, da. Cât au? 11 ani? 11 ani împliniți, da. 2005. Ce ne puteți spune despre ei, pentru că i-ați adus în această seară? Nu am putut, și datorită faptului că nu putem să aducem o echipă întreagă, sunt convins că toți fotbaliștii al domnului Iordache sunt foarte buni, adus și dumnealui numai doi în această seară. Într-o emisiune viitoare mai aducem. Ei sunt cei mai vechi din această echipă. Mai sunt încă doi jucători pe care n-am putut, dar sper că într-o emisiune viitoare să-i aduc și pe ceilalți doi, care fac parte din lotul echipei. Fac fotbal de 4 ani de zile. Au crescut de la o etapă la alta. Acum intrăm într-o nouă etapă de pregătire. Până acum a fost inițierea. Iar acum trecem la o nouă etapă, consolidarea. După care depinde de ei ce vom face. Deci ciclul 2 de selecție, etapa 2 de selecție. Am înțeles că ați adus și câteva materiale filmate. Da. Când, da, le avem regia, de la primul material și îmi spune și dăm drumul. Mi se spune că înainte de primul material care vom da, avem o surpriză. Un telespectator vrea să intre în direct. Da? Așa am înțeles, regia? Bună seara! Alo? Ne auzim? Alo? Bună seara! Bună seara! Spuneți, bună seara. Cine sunteți? Sunt Mariana, numele Andrei. Aole, care Andrei? Bine. Andrei Bedreag. Aha, bună seara, săruna! Ce surpriză! Felicitări! Ce surpriză, doamnă! Uitați ce surprize frumoase avem în emisiune. Da, da, spuneți, vreți să întrebați ceva pe băiat? El, să știți că nu este emotiv deloc, e aici lângă mine, este foarte bine. Mama! Sunteți dumneavoastră emotivă?
Nu se aude foarte bine. Sunteți emotivă dumneavoastră? Foarte. Eu aș dori să vă întreb dacă vreți să întrebați ceva pe domnul Iordache sau pe copii. Alo? Nu vreți să întrebați nimic? Nu aude. Atunci s-a întrerupt. Se mai întâmplă, se întrerupă legăturile și în țări mai dezvoltate, nu e nicio problemă. Dacă, deci a fost mama ta? După voce recunoscută. Eu n-am de unde să știu. Da, sigur? Da. Da, foarte frumos, da. Domnule Iordache, da. O să continuăm. Deci, când avem primul material, să-mi spuneți, vă rog. Da. Așa. Haideți să dăm primul material și comentăm după aceea. La capăt, da? Urmă, pleacă ceilalți. Și pleacă. Bine, pun mâinile prima dată. Pe rândul drept. Așa, așa, așa. Bravo. Ai grijă la spate. Și. Franchisă. Bine. Și, și, și. A făcut tatăl meu una dată. Haide, haide. Pune mâinile prima dată. Vine la mine cu plechea. Robi, nu pune coapă. Nu o dată. Nu atinge nimeni. În drumul la viteză. Mai repede puțin. Plec. Acum jos, mărbia în piept. Pune palmele. Da, haide! Pune palmele, nu te grăbi! Așa! Palmele! Bravo, bravo! Și acum, același lucru cu spatele! Simt! Aici! Hop, hop, hop! Vorbim în piept! Simt! Ai pus mâinile abia tărbi! Nu la urechi! Nu aici! Aici mă lovesc! Aici, da. Aici, jos, hop! Haide, continuă! Ține rândul, ține rândul! Așa! Domnul Iordache, ce este asta, domnul Iordache? Ce sport? V-ați lăsat de fotbal? Ce se întâmplă acolo? No. Eu n-am făcut așa ceva când, pe vremea mea, noi cădeam mai de la înălțime. Noi, în cadrul Academiei de Fotbal FC Voluntari, am început să diversificăm antrenamentele. Lucrăm după metode noi și metode de afară. Acesta este un antrenament pentru învățarea căderilor cu fața, rostogoliri înainte și rostogoliri înapoi. Acesta este un tânăr antrenor de karate, student anul 4 terminal la UNEFS, Mihai Ioniță. Și învață ce? Îi învață căderile. Îi le folosește, da. O să le folosească în timpul le jocului? În timpul jocului, da, să folosească brațele, să cum trebuie să le așeze pe pământ, ca să nu se lovească dacă vor cădea în față, rostogolindu-se și în spate. Foarte interesant, da. Aceste se folosesc afară de mai mult timp de zile. Multe academii folosesc aceste și le-am implementat și noi. Aveți condiții excelente acolo. Foarte bune. Pe lângă aceste materiale, sunt fel de fel de antrenamente, jaloane, tot aveți tot ce trebuie. Absolut, nu ducem lisă de mingi, multe. Mingi foarte multe. Fiecare cu mingea lui. Fiecare, da. Obligatoriu. Avem mingi numărul 3, mingi numărul 4, mingi numărul 5, pentru dimensiuni. Vârsta... Da, de dimensiune. Da, da. Pentru vârsta echipelor care se antrenează pe terenurile noastre și la clubul nostru, academiei noastre. Așa, domnule Dachi. Și în ce competiție sunt acești copii? Noi avem în toate competițiile copii. Vorbim de cei de ei. Ei sunt în de copii 2005. Juniorii 11 ani. Jucăm, suntem în seria numărul 2 bucureșteană.
Avem, noi să vă spun, la Academie un număr de 28 de echipe, de copii și juniori, pe fiecare an de vârstă, dar fiecare an de vârstă, fiind foarte mulți copii, am împărțit în mai multe echipe. 1, 2, 3, 4. Avem și patru echipe, mai ales la cei mici care au venit acum foarte mult. 2009, 2010 avem copii și de 2011 și sunt foarte, foarte vioi și vor să vină foarte mult la antrenament. Îi doresc foarte mult. O să rog regia când e pregătită să ne pună și al doilea material și vom comenta, sunt alte procedee acolo. Este? Da, vă mulțumesc. Domnule Rădache, acesta a fost numai un exemplu. Altceva mai deosebit în afară de fotbal. Cum aveți... Cum au fost acestea care eu vă mărturisesc că m-ați surprins cu ele și am văzut, dar la televizor, la echipele de afară. Da, de altceva acum, deosebit ce mai aveți? Se va implementa de acum, deja s-a vorbit cu un antrenor de basket care va veni și va lucra școala săriturilor. Interesant. Implementat, da. Pentru detentă sau pentru ce? Pentru detentă, da. Avem și preparatori fizici care lucrează cu ei separat, totdeauna. Și antrenamentele foarte diversificate. Da. Haideți fiecare... să urmărim și da. Revenim cu... Hai să urmărim și al doilea material. Avem o mini. Eu o prindem brațe, el o prindem brațe. Nu vreau să dea drumul nimeni la mine. Eu trebuie să scot pe el afară din suprafață. Aici. Scoate, bravo, hop. Bine, aici. Pot să mă dau într-o parte să-l scot pe aici. Da? Dar, stop. Nici, vă spun, este și domn profesor de față. Nu dă drumul niciodată nimeni la mine. Adică, dacă el împinge, eu să dau drumul să cad așa. Înțelegeți? Ați înțeles? Deci nu dau drumul la mine. Uite, dar jos, ies. Prinde mingea. Și! Gura închisă. Gura închisă. Haide, lasă-te, frate. Bravo, bravo, bravo. Haide, scoate-l. Bravo, bravo, mingea jos. Haide, la loc. Dar poziță și el. Foarte interesant.
Mărturisesc, doamnelor și domnilor, că mai urmează și sporturi extreme ca trasul de funie din două capete sau lupta cu taurii. De ce nu? Băgăm și așa ceva în antrenamentele. Să înțeleg că copiii văd foarte târziu mingea la antrenament? Nu, tot timpul. Noi lucrăm tot timpul cu minge, numai care antrenamentele acestea care sunt... Da, explicați-mi ce era mai înainte să... Era vorba despre antrenamentul ca jucătorii să nu renunțe niciodată la lupta contra adversarului. Adică el trebuie să știe că trebuie să învingă adversarul, dar nu prin necinste, adică prin lupta lui, prin puterea lui de a câștiga mingea, lupta umăr la umăr, lupta tragere, împingere și s-a folosit acest obiect, mingea aceasta mare, ca să și determine ca ei să poată să fie mai atrași de acest joc. Prin jocuri foarte acestea interesant. Noi dezvoltăm spiritul lor de luptători și de învingători. Foarte interesant. Doamnelor și domnilor, va trebui să vorbim și cu copiii, bineînțeles, prima dată, pentru că este chiar lângă mine, Andrei. Tu, vreau să te întreb, îți place ceea ce faci, fotbalul, sau așa o faci din plăcere, în timpul liber? Nu, îți place? Nu o fac din plăcere, din... Îți place foarte mult, nu? Da, îmi place foarte mult. Aia îți place la clubul la care ești acum și da. De antrenorii care sunt acum, în special da. De domnul Iordache? Da. Ești, cum se spune... ochi și urechi la antrenamente și nu ai cum să nu înveți. Da, exact. De fotbal, da. Că de asta te-ai dus, nu? Pentru fotbal da. Și de asta ești și aici, în emisiune. Îți place da. Pentru tine ca o joacă sau este un antrenament serios? Sau și una și cealaltă? E un antrenament serios. Dar e și o joacă. Te mai descarci da. Și după ce vei da. De la școală. Vorbim și de școală mai târziu. Așa. Câte ore te antrenezi pe zi sau pe săptămână? Cum e la voi? Păi ne antrenăm pe săptămână 2 ore la fiecare antrenament. Câte antrenamente pe săptămână? 3, 4, 5? Păi 4. Plus joc? Plus joc. Plus joc 5. Tu joci pe ce poți? Fundaș? Fundaș lateral? Stânga. Fundaș stânga. Ești și stângaci cumva sau dreptaci? Sunt ambele, adică... Foarte frumos. Ambidestru. Foarte da. Bine. Deci fundaș lateral și... Așa. Ce vreau să te mai întreb? Când te duci la antrenament, ești punctual, vii mai înainte, te pregătești pentru antrenament? Da, mă pregătesc mai înainte de antrenament. Nu întârzii? Nu. Câteodată se mai întâmplă. Da. Din cauza orelor, programului. Andrei, ție am să spun Andrei Codiță, pentru că sunteți amândoi Andrei și să facem o diferență, iar toți prietenii tăi și colegii și familia și toată lumea te știe de Codiță. Pentru tine cum este să vii la antrenament, la club și cu domnul Iordache? Îți place? Da, îmi place foarte mult acest fotbal și eu îmi dedic tot sufletul pentru el. Vrei să devii profesionist? Da, vreau să devin profesionist. Și o faci de pe acum, de la această vârstă, ca să te înveți, domnul Iordache, vă învață în spiritul acesta, nu? Da. Eu aș vrea să te întreb, ai un regim special de viață? Povestește-ne așa mai pe larg câte ore te odihnești. Adică e foarte important, alimentație... Păi da, programul meu este foarte strict. De exemplu, trebuie să beau 2 sucuri de portocală pe zi. La ora 9:30 eu deja trebuie să dorm și mă cam enervează. La 9:30? Da. Da, da, da. Continuăm după... Am înțeles că avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Da, vă auzim? Mai devreme s-a întrerupt legătura și am dorit din nou să intru în direct dumneavoastră. Bună seara! Sunt mama lui Bedreag, Andrei. Da. Și vreau să pun o întrebare atât lor, copiilor, cât și domnului antrenor. Vă rog, doamnă. Și anume, care a fost pentru ei și pentru domnul antrenor cea mai importantă competiție de până acum la care au participat? Răspundeți, domnule, dacă nu este primul. Care a fost cea mai importantă competiție la care a participat? După mine,
Toate sunt importante. Cea care urmează e cea mai importantă. Cele care au fost au dus, am văzut rezultatul, știm ce avem de făcut în continuare și de aceea cea care urmează este cea mai importantă. Vă dorim mult succes. Poate, Andrei, poate ne răspunzi și tu, poate pentru tine una a fost mai specială. Care ți-a plăcut cea mai mult? Unde ai fost? Păi mi-a plăcut când am fost la Focșani și... Ce-a fost acolo? Un turneu sau un singur meci? Da, turneu. Am fost un turneu. Da? Și cu cine ați jucat? Păi am jucat cu mai multe echipe. Ultimul meci a fost cu Espanyol. Espanyol București. Espanyol București. București. Da. Da? Acum se numește Steaua Noua Generație. Am înțeles. S-a redenumit. Și? A fost interesant? Da, a fost. Am bătut la penalti și... Ați jucat amândoi? Da. Și Codița? Da, da. Da. Spune, Codiță, cât de mult sunt părinții aproape de voi? Știu că este mama lui Andrei la telefon, dar vreau și părerea ta. Părinții mei sunt foarte aproape de mine, mă susțin în tot ceea ce fac. Ei niciodată mi-au zis să nu dau înapoi, să merg în continuare și să nu mă sperii de orice ocoliș. Foarte tare. Pentru tine, care a fost cea mai... Că și pentru tine a fost întrebarea. Cea mai plăcută deplasare? Competiție. Știu, competiție. N-am avut cea mai plăcută competiție, dar următoarea sper să fie, care este Cupa României, prima mea cupă și sper să o câștigăm. Foarte frumos. Tu, Codiță, joci, am înțeles, mijlocaș? Central. Central. Domnilor, dacă ne puteți povesti în sistemul ăsta de mai restrâns de 7+1, unde joacă mai exact el? Jucăm sistemul 1 portar, 3 fundași, 3 mijlocași și un atacant. Din asta se dezvoltă celelalte sisteme. Andrei, pe partea stângă, el a venit aici pe postul ăsta din postul de fundaș drept. Neavând un jucător de picior stâng, am observat că el are abilități de a da și cu piciorul stâng, foarte câteodată dă mai bine decât cu dreptul. Și deci, cu timpul, să știți că a devenit ambidestru. Prin pregătire, prin antrenamente. Credeți că va deveni aripă? Sau numai fundaș? Nu. Eu îi folosesc bine, la vârsta asta, plus da. Următoarea etapă pe mai multe posturi. Pentru că copilul trebuie să învețe, trebuie să știe ce se întâmplă și pe postul de mijlocaș stânga și pe postul de fundaș dreapta și în centru, că la un moment dat, în timpul jocului, se poate, din cauza jocului, se poate afla în poziția respectivă și trebuie să știe ce are de făcut acolo. Adică nu trebuie să dea numai cu un singur picior. Adică trebuie să folosite ambele picioare. Bineînțeles. Codiță, că n-am vorbit și despre el. Sigur că n-a stat. El joacă în mijlocul terenului, este de picior stâng, dar folosește și piciorul drept. Când este nevoit, chiar îl folosește. Așa. Ei erau foarte deficitari la jocul cu capul. Am, prin antrenamente pe care le facem și am accentuat acest lucru, au început să lovească mingea și cu capul fără frică, nu mai țin ochii închiși, că la copii asta este, se feresc și țin ochii închiși. Acum se duc, lovesc, au curaj, atacă mingea și e în regulă deocamdată pentru etapa aceasta. Spuneți-mi, copii, hai să întreb pe Andrei primată. Ce vis aveți voi în general, ce doriți să ajungeți și ce visați, știți că se spune că visele pot deveni realitate în viitor. Păi aș vrea să ajung un fotbalist profesionist. Cunoscut? Cunoscut, așa să zic. Și ca să ajungi un fotbalist cunoscut, trebuie să fii profesionist. Da. Acum, la vârsta asta, ai vreun idol? Hai să începem din România. Dacă îți place special un fotbalist român? Chiar sau de străinătate? Un idol, am, să zic, mai mulți. Model. Ai un model? Spune. Am un model pe fundașul stânga de la Voluntari. Ne ajutați? Căpățân. Domnule Udachi? Căpățân, da? Da, Căpățân. Foarte bine, foarte frumos, da? Numărul 14 a jucat astăzi și a făcut-o foarte bine. Da. Joacă de
cam două etape, trei etape și o face foarte. De când a intrat, n-a mai ieșit din echipă. Așa, Andrei, și altcineva? Poți să ne spui mai mulți care... El ar fi cam singurul. Foarte bine, care... da. Că joacă bine că ai un exemplu astăzi. Apropiat de postul tău, este extraordinar. Și deci ai dorit să ajungi profesionist și de asta ești așa de serios și te antrenezi. Da. Și te vom urmări cu mare atenție, să știi. Noi, cei de aici, de la 6 TV. Mulțumesc. Și Andrei Codiță, tu ce vise ai? Spune-ne și tu. Eu vreau să scriu istorie în acest fotbal, în acest sport, pentru că iubesc fotbal. Cum v-am mai spus, eu pun suflet în fotbal, iar idolul meu nu este din România, este din străinătate și este Cristiano Ronaldo. El mă impresionează fiindcă pune suflet în tot ce face, e ambițios și... Lucrează mult. Lucrează mult. Da. Ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic. Nu de Cristiano Ronaldo, de Codiță. Așa trebuie mentalitatea asta să aibă toți copiii noștri, indiferent că fac sau nu sport, noi le recomandăm să facă. Da, domnule Iudache? Da, deci, orice sport și dacă se poate fotbal. Codiță, la antrenamente, deci ești mijlocaș, da? La joc, vă mai spune antrenorul, mai mișcați-vă și pe alt post și pe nu numai mijlocaș central. Ești polivalent, ca și mă gândesc și fundașul stânga poate avansa, nu, domnule Iordache? El face foarte bine faza și de apărare. Fundașul central acum a trecut atacant, dar să înțeleg foarte bine. Acel fundaș central pleca, zicea doar Codiță, Codiță trecea imediat în locul lui. S-a adaptat exact, la toate cerințele fotbalului. Jucând de 3 ani de zile împreună, se înțeleg foarte bine. Asta din natura lor. Dar sunt jucători care gândesc la vârsta lor. Pentru vârsta lor sunt foarte avansați. Spune Codiță, părinții tăi vin la meciuri? Da, părinții... Te spun că și la antrenamente. Mama mai vine din când în când la antrenamente, dar mama niciodată nu a lipsit de la niciun meci. Și are emoții? Doar în meciuri mai importante. Spune ceva cu dedicație mamei tale, dacă vrei să îi spui ceva deosebit, poți să îi spui, te urmărește acum la televizor. Să o lase mai moale, să nu mai vină așa mult la meciuri, că te stresează, nu? Nu, nu mă stresează. Nu te stresează, nu bravo. Nimic. O iubești pe mama ta și pe toată familia? Foarte mult. Foarte bine. Tu, Andrei, ai ceva emoții când vin ai tăi la meci? Nu, chiar deloc. Te stresează cu indicațiile din tribună? Nu, cum să faci, cum să... Părinții așa sunt. Dau indicații mai mult decât antrenorul. Prietenii. Câteodată. Vrei să transmiți ceva mamei tale? Că te urmărește precis la televizor. Nu. Pur și simplu îi mulțumești, da? Da. Foarte frumos. E, acum am să trec la un subiect. Tot cu voi am să dialoghez, dragi copii, care nu știu cât de mult o să vă placă. Spuneți-mi și mie situația voastră școlară. Vă place la școală? Sunt convins că foarte mult. Codiță, în ce clasă sunteți? Amândoi în același an școlar? Tu în ce clasă ești? Eu sunt în clasa a patra, da? Dar în altă școală ca el, nu în aceeași școală. Da, foarte frumos. Deci în clasa a patra și e greu la școală? Poți să combini sportul cu învățătura? Da, mama mereu mi-a zis dacă vreau să mai practic acest sport, trebuie să am și note bune la școală. Aha, bun. Dar va trebui să fii conștiincios. Îți place vreo materie în mod special? Da, matematica. Îmi place foarte mult și m-am atașat de ea. Foarte bun. Andrei, tu în ce clasă ești? Tot în clasa a patra. În altă școală. Nu contează. Ia spune, îți place la școală sau? Da, îmi place. Este ok? Poți să faci okay. Și fotbal și școală cu rezultate. Cu rezultate bune. Eu cred, sunt convins că și domnul Iordache vă cere chestia asta și așa ar trebui să fie normal, să aveți rezultate bune la școală. Îți place vreo materie în mod deosebit? Știu eu. Da, și mie tot matematica îmi place și sportul. Da, sportul, pentru că deja face la alt nivel. Da. Limbi străine, faceți codiță? Da, deocamdată facem doar limba engleză,
dar de câte am înțeles, anul să ne introducă și franceza. Deocamdată mama vrea să mă ducă la germană și eu vreau la fel, dar din câte am înțeles de la ceilalți prieteni de-ai mei care fac germană, este cam grea. Dar tot vreau să învăț germana, că vreau să învăț și a doua limbă străină. Orice limbă străină este binevenită, o să vă dați seama de vorbele mele mai târziu. Tu, Andrei, îți plac limbi străine? Faci ceva la școală, engleză sau ce engleză faci? Doar. Și ți-ar mai place și altceva să faci? Da, franceză, ceva, nu contează, orice limbă. Deci, să înțeleg că stați bine cu școala și da. Asta este foarte interesant, că sunt convins că părinții nu v-ar lăsa prea mult la sport. Da. Și cu programul, iarăși am înțeles că este strict, cu odihna. Da, Codiță? Da. Mi-a spus treaba asta în culise. Este foarte importantă, domnule, dacă e odihna, școala, ca să poți face față la antrenament, să ai diversitate în viață, da? Da. Creierul să nu fie blocat numai pe un program. Să știți că în ziua de astăzi odihna a devenit un antrenament. Dacă foarte nu frumos. Facem cum trebuie, nu ne putem pregăti la celelalte activități. Domnule Iordache, în emisiunea trecută am avut invitat un fost elev de-a dumneavoastră, trecem puțin așa, sunt convins că v-ați uitat la emisiune, da. Ciprian Sidorov, pe care l-ați antrenat. Ce părere aveți despre el, dacă ați urmărit emisiunea, el s-a retras la o vârstă, la vreo 22 de ani? Ați atins un subiect acolo cu antrenorii, dacă e bine ca ei să schimbe pe perioada... Sigur. Junioratul, da, de la copii până termină, mai mulți antrenori sau un singur antrenor? Aici fiecare are părerea lui. Afară, academiile lucrează un antrenor cu o echipă 2 ani de zile. La noi în țară, acum s-a implementat acest lucru. Noi la academia noastră facem acest lucru. Un antrenor are o echipă 3 ani de zile, după care ia altă echipă și o pregătește. Aceasta este concepția noastră de aici. Deocamdată vom vedea rezultatele în următorul timp. Dacă este bine. Nu este un lucru rău să fie și așa cum spuneți dumneavoastră. Nu. Este mai modern, mai s-a schimbat vremurile. Bine, dar noi nu trebuie să ne luăm dacă ceva e modern și nu putem și nu face față societății noastre. Dar credeți că copiii se vor atașa de primul antrenor? Da, foarte mult. Să nu poată face pas, nu cred. Să nu poată face pasul următor cu un antrenor? Pasul îl pot face, îl fac, dar nu îl vor uita niciodată pe primul antrenor. Așa. Acesta va rămâne exact întipărit în mintea lor și în inima lor, la fel ca și un părinte. Și să revin la Sidorov Ciprian. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? El a spus că a fost un fel de... Nu mai dorea să mai continue. Da, ce se întâmplă? Nu a fost ajutat. Eu l-am avut pe el tot așa ca și ceilalți, de la 7 ani. Am mers cu el peste tot, v-aș și spus în emisiunea de aseară, că am fost la Electroparataj, am fost la Sportul Studențesc, la Spirul Haret, după care am venit și l-am adus și la voluntari. În ultimul an de juniorat, cum am spus că am și câștigat campionatul de junior B1 pe județul Ilfov și tot exact ce v-a spus el este adevărat, deci nu a spus nimic neadevărat. Vedeți, acolo s-a cerut o performanță mai mare. Au venit alți antrenori necunoscând posibilitățile, cerând alte. Eu n-am mai fost la acea echipă, am trecut la alte echipe, nemai ținând contactul cu el, nu știu ce s-a întâmplat, care a fost motivul. Ei, în general, jucătorii au dreptate și simt ceva și simt dacă sunt doriți sau nu sunt doriți la echipa respectivă. Știți cum e? Fiecare jucător, antrenor, mă scuzați, vine cu o concepție nouă, cu jucători care sunt mai apropiați de el, care îi cunoaște mai bine și atunci depinde de... Domnule, eu vă știu pe dumneavoastră un antrenor foarte diplomat. Cum comunicați cu copiii și ce așteptări aveți? Adică
chiar acolo este un grup, fel de caractere. Da, bine. Cum e modelat să vă asculte toți la fel în păi acești? Încerc, fiind și profesor de educație fizică și sport, sigur. Având o experiență foarte bogată de foarte mulți ani, peste 30 de ani, încerc ca să intru în mintea lui, să fiu cât mai aproape de el, să-l înțeleg, iar el să mă înțeleagă pe mine la nivelul lui. Îi lăsați să și se joace, să și facă mici comentarii copilărești? Nu puteți bineînțeles, să bineînțeles. Impuneți nu, un program? Nu putem să facem armată cu da, ei. Da. Sunt mici. E practic a doua familie. Exact. Da. Dacă îi forțăm, pe urmă au o reticență față de antrenament, față de... Și atunci încep să renunțe la acest sport. Unii sunt foarte talentați și dacă te impui cu forța, renunță. Și atunci ai pierdut. Și sunt valori. Sunt convins că sunt viața oricărui echipe și antrenor momente dificile. Cum le treceți ca să nu vadă jucătorii, copiii, să nu vadă acest moment pe care undeva doar dumneavoastră îl simțiți la momentul respectiv? Sunt anumite momente dificile, nu neapărat de joc. Da, da, sunt momentele de echipă, momentele familiare pe care le au ei, le avem noi. Încercăm să le trecem. Sunt greu de... Depinde de gravitatea lor. De exemplu, s-a întâmplat o accidentare, să zicem, și se afectează moralul la un jucător important, care, bineînțeles, toți sunt importanți, dar... Noi acum am introdus, echipei, avem și psiholog aici? La echipă. Aha, avem aici, doi psihologi. Da, și dumneavoastră intervenți. Da, bineînțeles. Lucrăm noi cu ei, iar dacă se întâmplă ceva, mergem și vorbim, iar psihologul lucrează cu copiii. Caută să-i aducă la nivelul care au fost, din punct de vedere psihic. Prietenul lor cel mai bun cine este? Dumneavoastră, psihologul, știu, nu știu... Acum ei spun cine e cel mai bun. Vă dați seama că cu psihologul stau mai puțin, doar în ședințele pe care fac. Depinde psihologul câte ședințe consideră că trebuie să facă cu acel copil. Îl testează întâi să vadă nivelul lui. Este foarte afectat, este mai puțin și atunci, în general, ei stau cu noi, antrenorii, cei mai mult. Cel mai mult stau cu noi. Vedeți, vin cei care lucrează preparatorii fizici cu ei, vin ceilalți care lucrează sporturi complementare, cum a fost acest tânăr antrenor, și după care rămân tot cu noi. Și noi trebuie să combinăm aceste, să legăm aceste lucruri. Câteodată ei se leagă de acel lucru pentru că le plac. Ies din noțiunea asta de antrenament, se plictisesc. Apropo de plictiseală, faceți, am înțeles, pregătire fizică. Ceva de forță, nu special? Nu, la vârsta asta, nu. La vârsta asta, nu. Nu. De-abia de acum începem. Ce înseamnă pregătirea fizică la vârsta asta? Pregătirea fizică înseamnă pregătire fizică generală. Alergări? Nu. Da. Nu, pregătirea fizică generală, forță, m-ați întrebat de forță, da. Forță generală, genoflexiuni, sărituri cu genunchii la piept, flotări. Deci nu sală, ce fac acum jucătorii profesioniști, nu există e. La vârsta asta. Păi înseamnă că le diminuăm din tehnică. Forța diminuează tehnica. Și nu vrem ca să diminuăm. Tehnica e de bază. La acești copii. Vă pun acum o întrebare, dar aș dori să-mi răspundă copiii. Copii, fiți atenți la această întrebare. Este o era internetului și televiziunii, dar în special al internetului și toate gadgeturile astea care se găsesc pe piață. Sunt convins că aveți telefon mobil, laptop, da. Tabletă, poate toate la un loc în casă. Da. În ce mod le folosiți? Ai tu, răspunde primul Andrei, adică abuziv, cum fac mulți copii, merg cu nasul pe stradă în ele și nu mai au timp de altceva, cu căști în ureche și le distrag atenția de la trecerea de pietoni când traversează o stradă. La antrenamente te duci cu căștile, pori vorbești pe rețele de socializare? Nu. Se întâmplă așa ceva? Nu. Deloc. Nu. Sau te documentezi despre fotbal? E foarte bine să folosești tehnica în acest scop, dar abuzezi de un telefon mobil sau de tabletă sau de jocuri toată ziua? Nu toată ziua. Moderat. Foarte bine, asta e un lucru foarte bun. Telefon mobil,
Nu stai toată ziua de vorbă pe el. Nu, nu este toată bine. Ziua chiar. Câteodată, așa. Când trebuie să vorbești. Da. Tu, Codiță, ce spui despre aceste gadgeturi și dacă le folosești în mod îndelungat? De exemplu, pentru mine programul meu la calculator este foarte strict. În timpul săptămânii nu am voie deloc, doar cu mici excepții. Și în weekend, doar în weekenduri pot să stau mai mult. Cu telefonul mobil nu prea mă joc pe el, doar vorbesc când este cazul, când trebuie să-mi iau teme sau alte lucruri. Am avut și o tabletă, dar pur și simplu am uitat de ea, nu mai am ce să fac cu ea. Bine, dar poți să te uiți la un meci, de exemplu, pe tabletă, care nu poți să-l vezi la un program de televiziune. De exemplu, l-ai pierdut pentru că a fost o oră târzie și ai dormit aseară și a fost, nu știu ce, meci în Liga Campionilor. Ai vrea să-l vezi a doua zi. Da, nu poți să-l vezi pe YouTube? Da, m-ar lăsa. A, așa. Tehnica te ajută așa, dar cu măsură. Nu? Da. Domnule Ordache, dumneavoastră ce fel vedeți lucrurile astea? Noi nu le-am prins atunci când eram de vârsta. Exact. Și de-aia jucam mai mult, făceam mai mult sport. Multă lume făcea sport atunci. Foarte multă lume. Și fete mulți și băieți. Mulți copii, da, făceau sport, ieșeam afară, orice joc era din domeniul sportului. În jocul respectiv aveam alergare, aveam săritură, aveam prindere, aveam împingere, aveam toate calitățile aceste motrice care se fac. Dar acum? Dar acum aceste lucruri îi opresc din acel... Un copil refuză, ce mai bine stau să mă joc pe calculator sau pe tabletă decât să mă duc să joc fotbal, să alerg. Sunt foarte mulți copii obezi din această cauză. Și ei se joacă, să știți, și în turnee, și în cantonamente, dar au un program în care se joacă și pauză în care dorm, în care facem antrenamente și îi las pentru că e normal acest lucru, ei sunt născuți în această eră. Pentru copiii care, nu numai care folosesc aceste gadgeturi, dar și pentru copiii care ar vrea să vină la sport, dar nu știu unde, nu sunt îndrumați, aveți un mesaj să le spuneți, nu neapărat la dumneavoastră la club, în gen să iasă din casă să facă sport. Da, e foarte important. Transmiteți-mi un mesaj direct copiilor care nu prea ies din casă pentru sport. Sport înseamnă sănătate. Ăsta e cel mai important. Mens sano in corpore sano. Să iasă să facă mișcare, să iasă, indiferent. Să alerge, fotbal, să joace, să facă orice, să meargă în parc, să plimbe, să meargă pe apă, să meargă vine să plimbe vara, cu barca, cu bicicleta, da, cu orice. Trotineta, pentru că... În notul este bun. Foarte bun. Este bun. Este sportul cel mai complementar. Complex, pardon. Orice. Orice. Să poată să meargă la un spectacol în aer liber, să plimbe în pădure, să plimbe în parc, orice. Este foarte bine pentru sănătate. Decât să stea în casă și să joace pe calculator. Am să întreb regia când suntem pregătiți cu materialul 3. Până atunci avem acolo niște filmări aduse dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb, în momentul când stați pe bancă și vă aduceți aminte când ați jucat și dumneavoastră fotbal, aveți momente când sunteți mai, nu știu, doritor să faceți ca Simeone, de exemplu? Da. Știți ce vreau să spun? Acum m-am temperat, înainte așa eram. Eu vă știu temperat. Da. Da. Deci m-am mai educat, autoeducat. Dar am momente în care, nu știu, când îi văd că trebuie să lovească mingea, am acel, și lovesc și eu mingea. Înțelegeți anumite mișcări și mă surprind singur cu chestia asta. Uitați, domnule, dacă avem materialul, da, este de la un meci, puteți să ne explicați? Da, este de la meciul cu Valencia. București, da. Echipa dumneavoastră este în? În alb-negru. Da, da. Aici unde a avut loc meciul acesta? Jucăm pe Agronomiei, teren artificial. Terenul normal pentru această vârstă de 60, cam 55 are terenul pe 40. Unde cei doi au jucat, da? Poftim? Da. Invitații, da, noștri.
Da. A jucat, da? Meciul. Da. Uitați, aici mi se pare că chiar Andrei, vedeți cu spatele. Da. Și am dat de o echipă mai puternică decât celelalte, în care am jucat cam de la egal la egal. Totuși am pierdut. Nu nimic. Da. Nu? Mergem înainte. Sigur că da. Dacă nu pierdem, nu învățăm. Și înfrângerile fac parte din fotbal, chiar uneori înveți mult mai mult din când analizezi această înfrângere și puteți să-i puneți pe picioare mai repede. La o victorie, euforia e mare. Da, dar eu i-am învățat ca să victoria să o tratăm cu blândețe. Foarte bine, foarte interesant. Codiță, spune, ești pe teren, să zicem, uite cum ești aici. Ce fel de... Tu ești la mijlocul terenului. Ce fel de fotbal trebuie să faci acolo, pe lângă faptul că trebuie să fii foarte inteligent, să ai o pasă decisivă, să nu fii egoist? Ne poți explica cu vorbele tale ce poți să faci mai bine sau ce faci tu mai bine în teren? Eu la centru acolo sunt un om foarte important pentru că eu coordonez tot jocul, eu schimb părțile, eu dau pasele decisive, eu într-un fel coordonez tot jocul, trebuie să schimb tot jocul. Orice mișcarea mea, orice pasa mea contează pe teren. Mingile trec pe la tine. Ai o strategie înainte de meci, te consulți cu antrenorul în mod special sau ai și tu un cuvânt de zis, cum se zice, în teren? Adică antrenorul până la meci îți spune, îți mai dă indicații, dar după aceea cred că tu ești acolo cel care decizi. Nu? Deci un mijlocaș, cum este în de creație, cum ești tu, exact cum ai spus, tu când întâmpi o fază, cum e decizia? Deja știi unde să dai mingea, nu? Da. Deci gândești faza înainte. Eu gândesc faza înainte. Sigur. Să zicem că este au de margine, eu mă uit pe teren și gândesc, dacă vine mingea la mine, pot să dau acolo, acolo, acolo sau să fac un lucru, să driblez, să șutez sau altceva. Cine este capitanul de echipă? Eu. Tu, evident. Andrei, ia spune, tu ai alte sarcini, în general defensive, execuții și auturi foarte multe. Da. Alunecări la adversari? Da. La greu, nu? Da. Așa. Ia explică-mi tu cam care ar fi sarcinile tale și cum vezi tu fotbalul acolo din spatele apărării? Din stânga apărării, adică. Dacă nu sunt eu acolo, probabil se va lua multe goluri. Bun, așa, da. Dar fiind eu acolo, mă împiedic adversarul să treacă, să șuteze la poartă, să... Ajuți apărătorul central, dublezi? Da. În caz că e pătrunde cineva pe acolo. Deci vă ajutați unul pe altul, da. Asta este clar. Ești un fotbalist de viteză pe partea ta? Adică bași și sprinturi? Da. Trebuie să alegi, de exemplu, după un atacant advers și acela are viteză. Da, trebuie să ai da. Și tu. Mă gândesc, nu știu, asta da, spune tu. Exact. Sau domnul Iordache, așa este, ar trebui să aibă viteză el. Da, pentru că... Dacă scapă un atacant pe partea lui, nu? Da, sau o aripă. Să-l împiedice. Trebuie să cam alerge. Da. Ia spune Andrei, deci out, ce mai este în sarcina ta? Lovituri libere de pe partea ta? Lovituri libere de pe partea stângă. Da. Cornere. Nu te baci peste codiță, nu? Dacă e pe la mijlocul terenului ceva. Nu, ei au stabilit anumite lucruri. Pe partea stângă execută Andrei cu piciorul drept, de pe partea dreaptă execută codiță cu piciorul stâng. Da, am înțeles. E foarte interesant. Aș dori să vă întreb după această emisiune, cum o să vă relaxați după ce, bineînțeles, dormiți noaptea asta? Nu știu dacă o să puteți dormi. Mâine, cum o să fie ziua pentru voi? Codiță. Mâine va fi ca o zi normală. Școală, lecții, antrenament, meditații de engleză. Și mă refer la această emisiune. O considerați ca o victorie sau pur și simplu trecem o dublă victorie, nu? Vederea la o emisiune sportivă. Da, este ca o dublă victorie, adică este o mândrie pentru mine că domn profesor m-a ales pe mine să particip la această emisiune
Și asta nu întâmplător, pentru că înțeles că ești foarte bun. Domnule Odache, din păcate nu mai avem timp, ne apropiem de finalul emisiunii. O să vă rog în viitor să mai facem o emisiune împreună cu dumneavoastră și cu alți copii talentați. Iar pe voi, Codiță și Andrei, vă mai aștept, pentru că sunt sigur că vom auzi. Tema emisiunii mele a fost voi sunteți viitorul României. Doamne și domnule, aceasta a fost emisiunea din această seară. Trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Ne vedem lunea viitoare de la ora 22:30. Eu, Ovidiu Boier, împreună cu colegii din regie, vă urez să aveți o noapte foarte liniștită.